Oh, Codrine, mie mi-este foame. Eu, mama. Bine. Mami, mi-este foame. Mamă, dar ce față de flământ ai? Parcă mi-e milă de tine. Hai că vă fac acum de mâncare. Yay! Imediat, stai să termin aici și vă pregătesc mâncare. Ce ai vrea să fac? Orice. Orice nu avem, dar sunt convinsă că vom găsi ceva bun, bun, bun în frigider. Bine, atunci eu mă duc să strâng jucările și tu faci de mâncare. Of, 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 copiii ăștia așteaptă doar să îi se pună în față. Hai să vedem ce le pregă. Da, oleu, dar ce avem noi aici? Ce-s astea? Ce-s mâncarea mea? Doar chipsuri, chipsuri, chipsuri. Numai chipsuri, adei, uite cu chipsuri. Măcar niște orez, niște paste să le fac unde avem aici. Nu pot să cred. Chipsuri, chipsuri, numai chipsuri, tu faci chipsurile astea și unde chipsuri, unde mâncare, vreau mâncare. Doamne, deci măcar aici aveam pâine. Și acum am pâine. Doamne, ce fac? Ce dau de mâncare la copii ăștia? Mama! Chipsuri. Mama, trezește-te! Ce să vă dau de mâncare? Da, eu nu ți-am cerut de mâncare. Cum nu mi-ai cerut? Erau numai chipsuri peste tot. Ai visat! Vai, ce bine că a fost doar visia. Am visat ieri că erau chipsuri și în frigider și unde țin pâinea peste tot, numai chipsuri, chipsuri! Vai. Hei, copilași, familie, am venit acasă! Ia uitați ce am aici, un box de chipsuri! Na, din nou chipsuri! Hei, salutare, dragilor! Haideți să vă povestesc care este, de fapt, istoria acestor chipsuri! În urmă cu o săptămână, două, am făcut un super TikTok. Și marele premiu a fost un box de chipsuri Lay's. Ei bine, eu m-am numărat printre câștigători. Adică aș putea spune că am fost primul dintre cei care au câștigat acest box, pentru că am avut cele mai multe vizualizări. Așa că, dacă v-a plăcut acest sketch și povestioara chipsurilor, nu uitați să dați acolo un mare, mare like, să vă abonați și să aveți un final de an mirobolant, minunat! Ați fost pe canalul Erica Eves Channel și vă spunem pa, pa!